Bună ziua, suntem în fața Guvernului României, unde pe o ploaie nu torențială, dar totuși ploaie, trei persoane fac greva foamei. Este vorba despre trei revoluționari, trei persoane care au ieșit în stradă în acel decembrie 89, dintre care doi foști răniți. Motivele care i-au determinat să recurgă la acest gest extrem, ni le vor expune chiar ei. Nicoleta Giurcanu, te rugăm. Bună ziua, sunt Nicoleta Giurcanu. La momentul Revoluției aveam 14 ani și am fost reținută alături de fratele meu de 12 ani și de tatăl nostru. Pe 21 eliberați pe data de 23, am trecut prin diferite secții de poliție, Miliția Capitalei, Fortul 13 Jilava, până la centru de primire minori din strada Aron Florian, unde am fost eliberați în data de 23 decembrie. Sunt aici pentru că nu doar eu și alții ca mine considerăm că nu mai este posibil să acceptăm atâtea mizerii, să acceptăm ca în locul nostru să aibă anumite beneficii și aceste certificate de luptători determinanți, niște persoane care nici nu au trecut prin bătaia puștii și nici nu au avut de-a face cu Revoluția. Aici durerea este că ceea ce ne interesează cel mai mult, au trecut 33 de ani și este îngrozitor, ca să fie o pată pe obrazul nostru, faptul că mulți nu au participat la Revoluție și au documente false, trag cu dinții de aceste documente și beneficiază de niște indemnizații. Poate vorbesc aiurea, poate nu se înțeleg anumite aspecte. În ce ne-ai spus înainte de a ieși în stradă, unul dintre motivele protestului vostru are de a face cu faptul că se încearcă demiterea varii falși revoluționari, încearcă să declanșeze demiterea actualului secretar de stat pentru revoluționari, Mihai Dodu, după ce sub conducerea acestuia, instituția a început să retragă certificate de luptători cu rol determinant persoanelor care nu le merită. Mai multe, completează. Exact. Deci ea se înțelege foarte exact. Mihai Dodu este numit de aproximativ 2 luni jumate în postul de secretar de stat la Departamentul Revoluționarilor. Timp de 33 de ani pe acolo au fost numiți secretari de stat numai luptători. Mulți dintre ei au avut probleme cu legea. La ora actuală, mulți dintre ei încă sunt cu procese importante în justiție. Iar Mihai Dodu, fiind primul fiu de erou, normal că este contestat la nivelul luptătorilor, da? Ceea ce a făcut Mihai Dodu nu a făcut ceva ilegal. El a aplicat o lege, da? Acest articol 49 din cadrul instituției, această comisie care se organizează, nu a fost inventată de Mihai Dodu, da? Dar este corect să se aplice, pentru că e vremea să se facă curățenie, poate trebuia să facă curățenie de foarte mulți ani în această instituție, ca și în celelalte instituții ale statului român. Dar este vremea ca noi să nu mai fim tot timpul puși în față, noi victimele, iar luptătorii să fie pur și simplu căpușele noastre. Gândiți-vă că dintre cei... Luptătorii sau falși luptători? Falși luptători, îmi cer scuze. Pentru că să nu se înțeleagă și pentru cei care au luptat și merită și titlul și beneficii. Cei 13.500 de luptători pentru libertate, da, toate categoriile, 3.150 sunt numai victime. Restul sunt luptători cu merite deosebite, da, și luptătorii determinanți. Cei care sunt cu merite deosebite s-au străduit din răsputeri ca să ajungă luptători determinanți. Care ar fi miza? Miza ar fi o indemnizație, drepturile pe care le conferă această lege 341/2004, legea recunoștinței. Mulți dintre ei, credeți-mă că și-au luat drepturi, și-au luat spații comerciale, și-au luat, au diverse privilegii. Iar victimele adevărate, o mamă de erou are o indemnizație de 918 lei. Se cunoaște cazul doamnei Negru, care în ziua eroilor s-a autoincendiat, în timp ce politicienii noștri depuneau coroane de flori la mormintele eroilor noștri de ziua eroilor. S-a ascuns acest fapt timp de 2 săptămâni, este ceva îngrozitor. Deci am recurs la acest gest extrem pentru că nu se mai poate.
Și ce cereți? Pentru că o greva foamei o începeți și presupun că se va termina la momentul în care cineva vă va îndeplini niște revendicări. Care sunt acele revendicări și cine e cineva o care trebuie să facă ceva? Deci acel cineva este domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. Care cereți ce? Căruia îi cerem, mai ales că este luptător pentru libertate. 1. În primul rând să iasă public și să spună că nu-l va înlătura pe domnul secretar de stat pe toată perioada cât va fi mandatul dumnealui, mi se pare corect, ca să liniștească spiritele, 1. 2. La mână, vreau să se respecte verificarea, curățarea, da? În instituție și în rândurile noastre a celor care sunt falși revoluționari și să se dovedească și să dea înapoi tot ce au luat, așa mi se pare corect, pentru că dacă discutăm despre buget, despre faptul că noi dorim să ni se actualizeze indemnizația, pentru că noi suntem plafonați la nivelul 2010, noi nu beneficiem de indemnizație, da? Noi dorim ca în acest moment să se actualizeze indemnizația, da? Și dorim să se ia de la cei care beneficiază ilegal. Și să se dea la cei care merge. O măicuță care, uitați, s-a autoincendiat, să se dea cei nou, care beneficiază de cei 918 lei sau la un rănit, mi se pare corect. Deci noi venim cu soluții. Haideți să vorbim și cu răniți, o să-i rog pe cei doi domni să vină aproape de noi. Am înțeles că sunteți răniți la Revoluție. Gradul 3 invaliditate. Sunt rănit în ambele picioare, două gloanțe. Am venit aici pentru a-l susține pe actualul secretar de stat, Mihai Dodu, care nu este de mult în funcție, dar în timpul ăsta scurt de când este în funcție, a deranjat. În primul rând l-a deranjat pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu vrea să fie luptător cu rol determinant. Mie îmi pare că certificatul ăsta de luptător în Revoluție, ăsta nu mai trebuie plagiat. Noi l-am obținut și eu și Marian cu sânge. Au plagiat destul. Certificatul de luptător nu se plagiază. Dacă nu îl merită, nu îl are. Iar dacă secretariatul de stat a considerat că nu îl merită, nu îl merită. Pentru treaba asta nu trebuie să ne dea nou jos secretarul de stat. Secretarul de stat este un urmaș de erou martir, adică tatălui a fost împușcat la Revoluție. Asta înseamnă că și tatălui a vărsat sânge. Nu vrem asta. Marcel Ciolacu susține că n-are nici cea mai vagă intenție să-l dea jos pe Mihai Dodu. Răjeală de asta. Eu îi arăt lui Marcel Ciolacu ce înseamnă indemnizație gradul 3, luptător rănit. 700 și ceva. 700. Vedeți? Îl întreb așa, de ce pensia mea, gradul 3, invaliditate, nu este pensie minimă? De ce pensia mea nu este pensie minimă? Și treaba asta se întâmplă de foarte mulți ani. Este plafonată la nivelul 2010. De ce e plafonată? De ce lor le crește? De ce mie mi-a rămas așa? Eu nu-mi permit să-mi donez indemnizația. Eu mi-am crescut copii, care ambii copii, fată și băiat, au intrat la facultate. Care sunt șansele copiilor mei? Nu prea sunt. A intrat fiimea la facultate, a treia la litere și a cincea la drept. Da. Eu am nevoie de banii ăștia, cu toate că muncesc, am nevoie de banii ăștia pentru că așa spune legea că am. Să-mi explice, am întrebat peste tot, de ce ne-au blocat de atâția ani? De ce indemnizația mea este... De ce pensia mea de grad de invaliditate nu este pensie minimă pe economie? De ce nu este 12 milioane? De ce nu este? Și când va deveni? Cât timp vă propuneți să faceți greva foamei? Ce cereți ca să încetați acest gest extrem? Lase secretarul de stat să-și facă treaba. O să fie surprins, nu știu, cei care decid, o să fie surprinși cât vom putea noi să stăm în greva foamei. Vom sta până avem garanția că secretarul nostru de stat, Mihai Dodu, va rămâne pe poziție și va face ce cer unii de ani de zile. Se cere curățenie. Nu știu ce înseamnă pentru ei curățenie. Pentru mine curățenie înseamnă că cel care nu trebuie să dețină, indiferent de titlu, eu nu sunt împotriva niciunei categorii și trăiesc
datorită faptului că am fost tras. Când am fost împușcat, eu am fost tras de acolo de unde am fost împușcat. Și așa trăiesc. Așa trăiesc. Deci eu nu mă opun niciunei categorii. Cine merită să aibă titlul, luptător rănit, reținut, urmaș, luptător cu rol determinant, să-l aibă. Cine nu, să nu-l aibă. Și să nu ni se spună nouă de atâți ani, întâi faceți curat între voi ca să vă primiți drepturile. Nu eu trebuie să fac. Nu eu trebuie să fac curat. Nu eu trebuie să fac curat. Eu trebuie să-mi primesc drepturile. Am dreptul să-mi primesc. Valoarea indemnizației e neactualizată de 2010. De ce? De ce? De ce? De ce ei și adaugă an de an? Vin unii, pleacă și să vă mai spun ceva. Ce am votat eu? Eu am votat rotativă? Care rotativă am votat eu? Eu n-am votat nicio rotativă. Am votat ceva și mi-au adus altceva. Ce voi vota data care vine? Ce pot să votez? Nu mai am ce să votez. Dumneavoastră, tot pentru domnul Mihai Dodu, mărturisesc că e prima oară când văd oameni făcând greva foamei pentru ca cineva numit într-o funcție politică, să-i spunem, să nu fie dat jos de acolo de unde este. Mă numesc Marian Dedu, sunt rănit în Revoluție și susțin ca secretar de stat pe Dodu Mihai. Mă aflu în stradă datorită faptului că nu mai putem de atâția ani să mai îndurăm batjocura tuturor instituțiilor, chiar guvernului, și neajunsurile ne-au scos în stradă, ne vor scoate în stradă. Indemnizația nu mai avem mărită de 2010. Toți știu că noi suntem îmbuibații. Circulă mitul revoluționarului îmbuibat, stăpân pe terenuri, pe afaceri. Eu nu am luat așa ceva. Au luat cei care au legături prin partide. De exemplu, partidul PSD la ora actuală are organizația revoluționarilor de nu știu unde, ai PSD-ului. Departamentul revoluționarilor din PSD. Acei revoluționari nu știu de unde au apărut, așa, știți? Și dumneavoastră, ca rănit, ce beneficii aveți, ca să înțeleagă lumea, cu sau fără ghilimele? Am o indemnizație pentru că am avut gradul 2 de invaliditate, am fost în cap și împușcat în cap și în coloană, după care a trebuit să muncesc și mi-am scos gradul de invaliditate pentru că munca la care am fost nu mi-a permis să am un grad de invaliditate. Pentru că cu o pensie de 3 milioane la vremea aceea nu puteam să trăiesc. Ce ar trebui să întâmple ca să renunțați la greva foamei? Ce v-a zis Nicoleta mai devreme? Adică să nu ne dea secretarul jos de stat, să ne garanteze că indemnizațiile ni se vor da la nivelul anului 2023 așa cum sunt ele cotate în lege și să se respecte legea. Mulțumim mult! Iată, ați urmărit doleanțele celor trei persoane intrate începând de astăzi, ora 18, în greva foamei, în fața guvernului. Pentru cei care au intrat mai târziu în live-ul nostru, principalul motiv este păstrarea în funcție, principala motivație a celor trei este păstrarea în funcție a secretarului de stat de la departamentul pentru, de la Secretariatul de Stat pentru Revoluționari, Mihai Dodu. Acesta este fiul de erou al Revoluției, tatăl lui Mihai Dodu a murit împușcat la Revoluție. De când a venit Mihai Dodu în funcție, au început să se retragă mai multe certificate de luptător cu rol determinant unor persoane care nu întruneau condiția pentru a avea acest certificat. Certificat care aduce pe lângă gloria de a fi considerat o persoană care a făcut niște sacrificii deosebite și a avut niște merite deosebite până la urmă în eliberarea României de comunism și niște indemnizații, o indemnizație lunară fiind undeva între 2.000 și 3.000 de lei. Aceste retrageri de certificat au stârnit, potrivit informațiilor noastre, foarte multe nemulțumiri printre falși revoluționari. Potrivit informațiilor noastre, unii șefi de asociații care au printre membrii lor persoane care au obținut acest certificat, deși nu îl meritau,
se fac, s-au obținut certificate pe baza declarației unor martori care s-au ajutat unii pe alții, s-a ajuns la situații paradoxale în care să fie, potrivit declarațiilor martorilor, câte 200 de persoane pe un tank, este imposibil așa ceva. În balconul operei din Timișoara era o adevărată manifestație, s-ar fi prăbușit balconul acela sub greutatea celor care teoretic erau în el, și acești falși revoluționari sau oameni care protejează falși revoluționari s-au coalizat pentru a-l da jos pe Mihai Dodu. Potrivit informațiilor noastre, au încercat să-l coopteze în planul lor și pe Marcel Ciulacu, în sensul în care Marcel Ciulacu a rămas și fără certificat, nu l-avea de fapt, dar depusese asociația din Buzău din care face parte cerere pentru ca el să-l obțină. S-a tranșat această cerere acum recent, pentru că era dosar la DNA și câte vreme a fost dosar la DNA nu s-a intrat pe rol, și s-a decis că Marcel Ciulacu nu întrunește condițiile. Buzău nu era oraș martir, astfel încât el a rămas doar revoluționar. E bine, se pare că cei care i-au pus gând rău lui Mihai Dodu s-ar fi dus la PSD și ar fi încercat să-l convingă și pe Marcel Ciolacu să-l dea jos pe Dodu, profitând de faptul că teoretic acesta ar fi trebuit să fie supărat de faptul că a fost lăsat fără certificat. Noi am luat legătura în această dimineață cu stafful lui Marcel Ciulacu și mesajul pe care l-am primit dinspre premier a fost că nu intenționează să-l dea jos pe Mihai Dodu. Cei care fac greva foamei vor însă asigurări oficiale că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că, spun ei, vor curățenie în propria ogradă. Nu mai vor ca falși eroi să aibă certificate de eroi, vor ca aceste certificate să, de luptători cu rol determinant, să le dețină doar cei care merită. Atât din motive de moralitate vor acest lucru cei pe care i-ați văzut mai degrabă, mai devreme în imagine, sunt plus din, există și motivațiile nu, financiare, nu în sensul urât, ci în sensul în care sunt oameni care, de exemplu, au fost foarte grav răniți, care își cumpără pe banii lor medicamente, rețetele nu sunt complet gratuite, cărora nu li se cresc indemnizațiile de ani de zile. Ați văzut rănit grad 3 cu indemnizații de 700 de lei, li se spune mereu, domnule, nu sunt bani ca să vă creștem indemnizațiile, iar ei spun, domnule, luați-le certificatele celor care nu le merită, celor care le-au obținut pe nedrept, și distribuiți banii celor care chiar îi merită sau chiar au nevoie de ei. Sunt persoane precum femeia care și-a dat foc, mama care și-a dat foc în Poiana Brașov, doamna Ileana Negru, care primea un amărât de 900 de lei pe lună, compensație pentru fiul pe care l-a pierdut la Revoluție. Ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut. Cert e că avem trei oameni în greva foamei, trei revoluționari, dintre care doi răniți, care vor să continue acest protest extrem până când vor primi asigurări că Mihai Dodu rămâne în funcție și până când vor primi și niște asigurări în legătură cu indemnizațiile lor, care sunt plafonate la un nivel rușinos de mic. Și spun rușinos de mic pentru că, iată, oameni care au luptat la Revoluție, care și-au luat gloanțe pentru că au ieșit în stradă să elibereze România de comunism, primesc indemnizații de 700 de lei, în timp ce vedem pensii speciale de 10.000 de lei și salarii nerușinate, dar efectiv nerușinate, la instituții precum ASF sau alte instituții căpușate de soții și pile de politicieni. Vă mulțumim celor care ne-ați urmărit. Zi bună!